de vedere. Acum avem un avantaj, pentru că jucătorii tineri joacă și datorită regulii și datorită valorii pe păi, care scuze, o Liga au. În Liga 1 este 16 titulari la fiecare joc și încă 8-9 care intră. Da, deci da, ai 20-50 de jucători care îi vezi. Pe care te poți baza. Da, care îi vezi, îi vezi etapă de etapă. Da. Plus pentru cei de afară, așa, generare și lie și așa mai departe, unde la care e important pe valoare. Și la ei să joace acolo. Pentru că, ați văzut, spuneam puțin mai înainte de ce m-am confruntat la vremea respectivă. Deci tot așa, e foarte important să bifeze minute jucătorii, pentru că altfel, să fie în programul echipei săptămânal, chit că prinde 5 minute azi, 20 săptămâna 70 viitoare. Săptămâna viitoare, să fie acolo, să aibă un ritm de joc. Să fie în aia 14 care intră în teren, pentru că altfel, în momentul în care începe să nu mai joace, nu mai are un ritm de joc. Și să știți că ritm de joc, eu mă uitam și la meciul cu Olanda și la meciul cu Spania. Să știți că e un ritm de joc destul de ridicat. Nu este... Și în plan mental, Emil poate suferi. Da, nu joacă acolo, tu-l convoci, da? Da. Intră în primul 11 aici, are o reținere. Nu e în regulă și pentru el, pentru că dacă nu joci, suferi. Da. Ești afectat, nu joc, n-am valoare, ce se întâmplă? Adică în momentul ăla se gândește... Pentru că uitați, m-ați întrebat de jucători. Mai sunt câțiva jucători pe care noi îi monitorizăm, care sunt în străinătate, dar în Italia, în Spania, Cubiș, nu mai dau nume. L-ați și chemat. Da, Cubiș joacă la Primavera, dar ceilalți sunt la echipe de Liga 3-a, secunda B. Și nejucând la echipe de Liga 3-a, de exemplu, din Spania, normal că nu i-a mai convocat, domne, dacă nu joacă sau e rezervă la echipă de Liga 3-a din Spania, noi jucăm cu Spania și ei joacă toți la prima ligă. Adică totuși este o... Dar asta nu înseamnă că nu-i monitorizăm. Dacă ei o să înceapă să joace, o să le urmărim meciurile pe care le au, pentru că vă spun, și noi mai avem anumite posturi. Vă dau un exemplu. De exemplu, la meciul cu Spania acum am improvizat, am jucat cu un fundaș stânga, am jucat fundaș dreapta. E adevărat, mai aveam o soluție, Pantea acolo, dar am vorbit cu Pancu și având și el meciul la U20, am zis, domne, Pantea, dacă îl chem la mine, poate nu joacă, pentru că eu vreau să-l văd și pe Cubiș, de exemplu. Da. Speram ca, mă rog, Cubiș să joace și fundaș dreapta. Băiatul mi-a zis, domne, nu, eu la nivelul ăsta, că am mai jucat pe la junior fundaș dreapta, dar la nivelul ăsta eu vreau să joc decât postul meu fundaș central. Știe că poate, nu s-a expus. Da, a zis decât fundaș central. Iar și de asta zic, la Pantea chiar am luat decizia bună, pentru că a avut două meciuri la U20, a fost unul dintre remarcați și probabil că la următoarea acțiune pe care o să o avem în funcție de evoluția pe care o are la FCSB, probabil că o să fie convocat, pentru că noi am discutat, domne, care mai sunt? 2002, de exemplu, Perianu, iar la fel vă dau un exemplu. I-am zis, nu, Perianu, dacă îl chem, noi mai avem mijlocaș central și aș vrea să-l văd și pe Pop, de exemplu, de la Dacia Mioveni, care a intrat în jocul 2 cu Olanda și a făcut o partidă bună. Aș vrea să-l văd, pentru că nu l-am văzut atât de mult. Și a fost o alegere bună, pentru că eu cred că totuși am câștigat prin acțiunea pe care am făcut-o acum, am câștigat vreo 4-5 jucători. De exemplu, l-am câștigat pe Hindrich, care fusese chemat la U20 înainte, dar profitând de accidentarea lui Popa de la voluntari, profitând de convocarea lui Târnovanu la prima reprezentativă, a venit la această acțiune, a jucat cu Olanda, a făcut-o bine. Mai sunt câteva nume. Poate l-am câștigat pe Pop, poate l-am câștigat pe Cubiș. Deci am mai câștigat câțiva jucători pe care să-i monitorizăm în continuare, care pot fi soluții, așa cum au fost și cei care au fost convocați înainte de a veni eu antrenor. Spuneați că ați vorbit cu Pancu, e clar că există comunicare între selecționeri. Vreau să vă întreb dacă ați apucat să vorbiți și cu Edi Iordănescu de la Naționala Mare și care va fi relaționarea, pentru că se vor întâmpla, cum s-a întâmplat întotdeauna, probabil că se vor întâmpla momente în care vă vor fi luați jucători importanți la Naționala de Seniori. Cum veți gestiona acele momente?
Până la urmă, prima reprezentativă are prioritate de fiecare dată. Da, da. Deci, cum să vă spun, noi ne întâlnim în fiecare zi aproape și cu Edi Iordănescu și cu Pancu, deci toți care sunt. Da. Avem o colaborare foarte bună, o colaborare bazată pe respect, pe, eu știu, pe profesionalism, zic eu. O să încercăm să fie, probabil, că și Edi, dacă are o soluție, poate e nehotărât, atunci poate renunță la un jucător care poate să joace la, da, la tineret. Adică în situații de genul ăsta, vă dați seama, o să discutăm și încercăm de fiecare dată să găsim soluțiile cele mai bune pentru toată lumea. Dar, încă o dată, e normal să fie așa ca prima reprezentativă să aibă să prioritate primeze de fiecare. Domnul Dinu, considerați că trebuie să existe acest dialog între selecțiunile de tineret și cel de senior și poate, în unele situații, chiar să ajute naționala de tineret să renunțe naționala, în funcție, poate, nu știu, are un meci foarte ușor, cu Andorra, să zicem. Să spunem, da, domnul, uite, nu îl mai iau pe Rare și Lie, voiam să-l iau, dar ți-l poate, poate la meciul cu Andorra, Rare și Lie se poate exprima cel mai ușor și trebuie să-l aduci, poate și interesul lui Edie este să-l câștige pe Rare și Lie pentru prima echipă la un meci ușor. Mai ușor, da, eu am doar echipurile, să-i dai o repriză de 30 de minute, cu un adversar mai modest, ajută în creșterea lui Rare și Lie pentru prima echipă. Da, da. Nu, în primăvară nu se suprapun acțiunile. Ei au 4 jocuri pentru calificare pentru europene în primăvară, echipa mare, și nu cred că în același timp, tu n-ai jocuri oficiale în perioada aia. Nu, oficiale deci, nu. Deci, primăvară nu-i problemă, da. Zic că nu. Până la turneul final nu se suprapune nicio acțiune. Deci, eu, normal să fie o colaborare și, eu știu, nu cred că Edi are alt interes față de Emil, de echipa de tineret să sufere, nu? Și atunci, normal, domne. Da. Sunt jucători care, forma de moment, eu știu, și în funcție de adversarul care întâlnești, să le dai, eu știu, șansa să debuteze la prima echipă națională. Da. Mai cu să mă că el nu are nicio acțiune. Ăla e un câștig. Un jucător care vine la echipa mare națională, la tineret, vine cu altă atitudine, cu altă, altă imagine. Contează orice element, contează la vârsta lor. Să știți că de fiecare dată a fost o colaborare. Fost atunci, de exemplu, și cu Victor Pițurcă. Spuneam puțin mai devreme că n-am avut fundaș central. Victor Pițurcă, au fost două meciuri și Pițurcă mi-a zis la vremea respectivă, vezi că ți-l dau pe Radu Ștefan decât un singur meci, pentru că la al doilea nu mai am alte soluții. Dacă se accidentează cineva, nu mai am niciun fundaș central în lot și n-am ce să fac. Ți-l dau decât un meci, al doilea nu pot să ți-l mai dau. Iar la fel cu Răzvan Lucescu am avut o colaborare foarte bună de fiecare dată, pentru că au și fost promovați jucători de la echipa de tineret la prima reprezentativă și vă dați seama. Principalul rol este să aducă jucătorul la prima echipă reprezentativă. Câștig două meciuri oficiale și pierd unul, n-am câștigat mai lucruri pentru jucătorul în sine, dar așa dacă i-a făcut pasul la prima echipă, asta e important, că de acolo trebuie să jucătorii, de la tineret. Ați văzut cum am spus și eu puțin mai înainte, fără să-mi dau seama că discuția se canalizează pe segmentul ăsta. Am spus, domnule, am câștigat câțiva jucători cu acțiunea pe care am avut-o.